Let's go! Let's go! Mamă, chiar am eu emoții pentru urmă acesta, o să vedeți. Bun, ia să vedem ce costumații au. Eu vreau să le văd costumațiile prima dată. Adi, puteai mai bine. Teo, frumos. Și Astro, sunt îmbrăcați așa mai Brazil style. Măcă, e interesantă. Pare o costumație așa mai de mare, mai de pălărie aceea, nu știu, marca mă încurca, dar hai să vedem cine ajunge în semifinala mare. Un player cu experiență, aseară au jucat. Aseară au jucat foarte bine, observați că nu-și dau rush atât de mult. Deci 100% nu o să vedeți un scor de 7-1 aici, deci vă garantez. Asta dacă nu au emoții, totuși, depinde foarte mult, că sunt unii jucători care au jucat foarte bine ieri în calificări, dar astăzi poate se mai pierd sau, nu știu, nu e ziua lor. Mamă, deja din prima rundă, chat, din prima rundă nimeni nu se pușează. Deci din prima rundă nimeni nu se pușează. Nu ai scos SG-ul, ba da, am scos SG-ul lung. Mamă, deci nimeni. Wow, deci se joacă. Mă, că apucează, mă, că e luată prin surprindere de Teo. Mai rămâne Adi. A încercat revive-ul. Vedem pe Adi. Adi e presat în aceste momente de cei doi, Astro. Adi îl pune rău pe Teo. Adi, să vedem dacă va reuși să facă un vedor. Incredibil, incredibil, așa ceva. Adi, shutdown. Adi face show. Face show, v-am zis, printre cele mai bune două-uri. Se duelează și credeți-mă, extragerea a fost random. Deci nimeni nu a căzut cu nimeni pentru că așa am vrut eu. Fiecare duo a avut un număr. I-am extras pe number generator și au picat random. Random. Adi 1v2, băi. Hai să vedem. Cu toate că măcar l-a lăsat acolo la greu. Ia să vedem și pe Astro. Astro, fata care a fost acuzată în băiat. Să ne uităm puțin pe ea ce movement are, deși joacă bine. Da, sunt aici pe dreapta, ok. Mamă, deci vedeți cum se joacă. Semifinala este acum. Acum se joacă semifinala mare și ne câștigă de aici se duce în semifinala mică, unde acolo totul sau nimic vor ajunge în finala, unde jucăm și finala azi. Deci un pic mai târziu, numai bine, vedeți și finala. Mamă, cum se joacă, vă dați seama ce presiune e. Gândiți-vă așa un pic. Noi ne uităm acum la rumul acesta. Noi suntem chill, stăm, relaxați. Semifinala, da, era invers, da, semifinala mică plus semifinala mare, da, am greșit eu. Cătălin, mersi frumos de cadou, bine ai venit pe livestream. Ia să vedem. Mamă, cum se joacă, băi, deci, asta voiam să vă zic. Noi acum stăm chill. Dar voi gândiți-vă ce presiune poate să aibă ei în aceste momente. Deci gândiți-vă ce presiune poate să existe, pentru că o rundă greșită poate însemna eliminarea din competiție. Wow, băi, deci nu mă așteptam. Bine, putea să joace un pic mai rush totuși. Ar putea să joace un pic mai rush. Vedem pe Mucă, Mucă, o ia pe la spate pe Astro. Mucă, ai dat ceva damage, dar destul de puțin. Adi vrea să-l pușeze, să o pușeze pe Astro, nu pe Teo, pardon. Destul de low aici. Teo, Astro, în continuare cu HP, se duelează cu Mica. Da, Mica, nu știu, hai să zice Mica. Mai rămâne Teo, 1v1.
O, încearcă un revive aici, dar nu reușește. Adi. Nu cred. 1-1. 1-1. S-au doerat 1v1 acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Uite-te pe Astro. Da, hai să ne uităm și pe Astro să vedem. Băi, ieri chiar a jucat. Deci Astro ieri a jucat într-un fel. Și când a intrat și pe Discord s-a înscris, eu chiar am bănuit-o un pic. Zic, băi, dar parcă pare băiat că Astro. Adică zici că e, nu știu, nu pare nume de fată. E ceva mai ieșit din comun, nu prea, mă joc de mult timp jocul și nu prea am văzut fete cu Astro. Am văzut iubitul, nume de astea așa mai crazy, mai, da, Astro e chiar, băi, e drăguț numele, sincer, dar nu pare de fată niciun caz. Dar aseară a venit pe voice, ne-a dat partajare, am verificat-o, deci e fată. Aparent avem fete foarte talentate, dar dacă nu am avut turnee în care să le evidențiem și pe ele. Știe să joace la pic, ceea ce nu mulți jucători știu să facă picuri. Ușor, ușor, da, am văzut că mulți s-au obișnuit, dar... Mamă, dar cum se așteaptă? Cum se așteaptă? Băi, sincer, părerea mea e că degeaba se așteaptă atât de mult. E mult mai nasol să te bați într-o zonă mai mică, unde nu ai spațiu, decât să te duelezi sau să aștepți acum. Deci ei acum fac doar câteva schimb de gloanțe, își folosesc medkit-urile, o să vină zona, o să-i strângă. Și nu se poate să facă nimic, nu se poate să aibă movement, nimic, pentru că zona va fi foarte mică. Știu, aș merge un pic mai mult pe rush. Măcar închide aici. Teo, ia să-l vedem pe Teo! Teo, dar cine te-a supărat, Teo? Mama mea! Cine l-a supărat pe Teo, chat? Cine l-a supărat pe Teo? Să vedem. Astro a fost spectatoare la faza aceasta. A fost spectatoare, nu prea înțeles ce s-a întâmplat. Nu prea înțeles Astro ce s-a întâmplat. Ia să vedem pe MKA din nou cu un outfit mai veteran. Deci tricou e veteran al ei. Este sezonul 2 de gold. Deci e veterană MKA. Un nume foarte greu, deci am mai avut ieri la turneu SNP, ok, sniper, dar mânca, de la ce vine, mânca, de ce mânca, adică, cum te strig cu echipierii în meci, hai mânca, vino să-mi dai revive, mânca-ți așa, cum? Interesant numele. Mamă, cum se așteaptă, băi, de ce așa ceva? Uitați-vă cum se așteaptă chat și nicio mișcare. Păi, deci nicio mișcare. Deci dacă dau mai încet jocul, auziți greierii de la mine de afară. Mamă. Eu aș merge push. Da. Băi, sincer, dacă nu prea e ce să te bați într-o zonă atât de mică, nu știu de ce așteaptă atât de mult. Cred că au un pic și de reținere, sincer, cred că au un pic de reținere. Au un pic de reținere, pentru că în fiecare rundă se așteaptă foarte mult, deci au o frică acolo. Poate că joacă bine. Mâncă aici, ar putea să închidă cu glory. Ar putea să închidă cu glory. Dar o joacă fair până la urmă.
Oh, mă, că încasează un headshot. Hai să vedem pe asta. Nu, pe Teo, Teo care pușează, Teo singur. Și, bă, că aia este pusă în loc. Mai rămâne Adi. 3 la 1. Băi, atât de bine au început Adi și cu Mica. Și acum, de la 1-0 sunt conduși cu 3-1. Cred că trebuie neapărat să încerce să dea rush. Deci neapărat trebuie să încerce să dea rush. Dacă o să rămână așa mereu, nu știu cât de bine e. Oh, Andrei, mulțumesc frumos, Timi Andrei. Te salut cu respect și îți mulțumesc frumos pentru toată susținerea, Andrei. Te-am observat și ieri și de-a lungul timpului te-am observat aici. Hai să vedem ce tactică vor aplica acum. Ok, se duc mult mai rush. Bun, mi-au ascultat sfatul aparent. Hai să vedem dacă dă roade pentru ei. Da, pușează acum Teo, luat prin surprindere pe aici. Astro le vine pe la spate. Astro poate profita foarte mult, dar are o reținere aici. Adi este pus noc, mai rămâne Mica 1v2. Mica, să o vedem aici ce poate face Mica. Mica este pușată de Astro. 4 la 1. Păi, deci eu nu cred că sunt conduși cu 4 la 1, cât de bine au început. Deci eu nu cred așa ceva, refuz să cred. Băi, deci refuz să cred chat. Hai să vedem. Vă din nou comentarii în chat, să o verificăm pe Astro. Ok, o verificăm dacă vreți, băi, o să o verificăm. Dacă vreți. Toate că nu s-a evidențiat atât de mult. Are 4 kill-uri, da, nu am văzut atât de... Cu toate că am... Am verificat-o și ieri. Hai să vedem. Din nou așteaptă, ok. Ok, deci din nou așteaptă. Din nou așteaptă aici Adi cu Mica. După meciul acesta chat, urmează Magic Alex sau Alexa plus Ben Jordan versus Eski Florina plus albanezul Top G. Luat prin surprindere Adi aici. Rămâne Mica, care Mica este 1v1 în aceste momente, reușit să o doboare pe Astro. Îi dă finish-ul. Hai să vedem. Fată versus băiat. Nu, Mica este luată și ea din nou prin surprindere. Să că vine la perete. Îi poate da revive. Nu cred. Bun. Nu cred. Mamă, să fii într-un turneu și să ai asemenea ghinion. 5 la 1. Ce ghinion a avut acolo? Trebuia să reacționeze mult mai rapid acolo. Ghinion mare, sincer. Chat, 30.000 de like-uri. Hai că putem să facem și noi mai multe like-uri. Dați și voi pe ecran acolo, treceți și pe YouTube. Sunt live stream și pe YouTube, deci o să rămână live-ul salvat, vă puteți lua fazele acolo, vă puteți uita în reluare, absolut orice vreți voi. Tu când mai joci? După final o să mă joc și eu, dar probabil o să mă joc jocul acela cu lanțuri. De mă tot întrebați mereu de el. Deci după finala turneului, care o să fie finala, cred că în vreo oră și ceva. Ce presiune pun aici. Cei doi. Teo! Să vedem, Adi ne-a arătat că poate să facă 1v2.
13. Nu știu dacă apucă medkit-ul. Bun. Și 6-1. Băi, sincer, nu mă așteptam la scorul acesta. Deci nu mă așteptam la scorul acesta. Deci nu mă așteptam la scorul acesta. Mi se pare... Deci nu mă așteptam. Dar putea să fie câștigătorii finalei. Băi, mai e mult până acolo. Nu mai e chiar așa mult. Dar hai să vedem totuși. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, la cât de bine au început. Și la cât de bine au început. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, chat. Cât de bine au început. Adi a făcut 1v2. Și parcă totuși o rundă. Eu cred că pot să întoarcă scorul. Eu cred că ușor ei poate să întoarcă scorul. Deci ușor dacă s-ar concentra mai mult. Da, astăzi o să fie și finala, da. Mamă, cum se așteaptă. Mamă. Mâncă, what? Ce a vrut să facă? Ce a vrut să facă? Ce a vrut să facă acolo? Oh, Alex DMN, mersi frumos, Alex de susținere. Mersi mult de tot, bine ai venit pe live. Bine ai venit pe live, mersi mult de tot, apreciez, bro. Ce a vrut să facă acolo, deci... Dacă mai stătea o secundă, murea de zonă. Poate fi... runda decisivă. Băi, da, deci eu chiar vă asiguram că nu o să vedeți 7-1 scorul. Deci asta puteam să bag mâna în foc. Deci puteam să bag mâna în foc că nu o să vedeți 7-1. Oh, măcar pune loc pe Teo. Bun. Bun. Mai rămâne Astro, dar îi dă revive. Alex, mersi frumos, Alex. Appreciate that, bro. I-a dat revive. Acum e momentul lor să pună presiune. E cam departe mic aici. E cam departe mic aici. Să vedem ce vrea să facă Adi. Sunt în continuare închiși. Mica a venit și pe partea asta. Iar putea închide la glu, ceea ce e complet ok. Dacă vor. Ok, nu pun presiune pe ei. Bun, au pus glure aici, dar au avansat. Atenție! Ce schemă au făcut? Sare Teo! Oh, Mica este pusă în loc, mai rămâne Adi. Adi, o pune în loc pe Astro. Adi, foarte aproape, dar și foarte low. First blood. GG. Mamă, deci ambele meciuri s-au terminat 8-1. Băi, GG, s-a jucat frumos, dar mă așteptam la un scor mai strâns. Deci mă așteptam la un scor mult mai strâns. Dar felicitări oricum.